Și vorba bunului meu prieten Vilai, că vă spun și eu dumneavoastră, bună ziua și bine ne revedem, stimați telespectatori, la nouă ediție Conviețuit, unde altundeva decât la postul nostru, cel mai iubit pot spune eu, și până la urmă nu numai de mine și colaboratorii noștri, dar chiar și de dumneavoastră, bunii noștri giurgiuveni. O emisiune Conviețuit, o emisiune despre obiceiurile romilor, despre tot ce înseamnă această comunitate de romi și de ce nu realizările și până la urmă și eșecurile acestora, fiindcă până la urmă nu ne place să ascundem gunoiul suprești, cum am spus-o și cred că am să mă repet tot timpul, cel puțin cât voi fi alături de comunitatea noastră de romi. În primul rând vreau să spun și eu un sincer la mulți ani tuturor telespectatorilor noștri care astăzi servează ziua sfântă de Sfântul Andrei, Andreea. Bineînțeles, nu pot să-l uit în niciun caz pe puștiul meu, Andrei, care încă o dată îi spun la mulți ani și mi-este cel mai drag copilaș posibil după lume, ca și dumneavoastră de altfel. Și iată că ne revedem după o absență, pot spune eu, destul de lungă, deoarece unele probleme, pot spune eu, medicale ne-au făcut să nu fim aproape, dar cum este și vorba aceea, mulțumim bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă care ne dă prilejul să fim alături de familia noastră și credeți-mă că am realizat că așa este cel mai bun. În această după-amiază plăcută am plăcerea deosebită de a avea alături de noi pe mediatoarea noastră care se ocupă de zona spitalului, este vorba de Nicoleta Ursaru. Bună ziua și te rog să modifici. Bună ziua, zona mea este zona rozelor care începe de la barieră până la abator. Ajungem noi acasă. Bine, ajungem noi acasă. Ți-am mai spus, mă contrazice acasă, dar și aici așa facem. Păi ne vede lumea că mă contrazice Nicoleta. Ce o să zică, da? Bineînțeles, emisiunea noastră întotdeauna va fi direct și fără niciun pic de regie, cum am mai spus-o și cunoașteți, iar alături de mine, pentru prima dată în studiourile unei televiziuni, cum este la postul nostru local, la TV Giurgiu, este liderul nostru care este pe zona locuințe sociale Obor. Este vorba de bunul nostru prieten Arun. Bună ziua și bine ai venit alături. Bună ziua și bine v-am găsit. Mișto Ailean Pașamen, de dreptul de putva. Cadea, că te dați numai romanesc către vol. Cadea, sunt normal, sunt rom. Că sunt inam rom, da, ceea ce sunt. Și bineînțeles nu putea să lipsească bunul meu prieten, președintele Partidei Romilor pe municipiul Giurgiu și președintele Asociației Democratice 2012 și bineînțeles prietenul nostru arțiganilor, Virai, să trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate și mulțumesc asemenea. Tot ce-ți dorești. Bună ziua, în primul rând respectatorilor, nu rămâne decât să spun și eu tuturor celor care sărbătoresc ziua de azi Sfântul Andrei la mulți ani. Mă bucur că am revenit în forță. Păi era normal. De să le spunem distinșilor noștri telespectatori și sper să stea în fața televizorilor cu plăcere o oră să ne asculte. Deci exact cum spunea și bunul meu prieten Virai, stimați telespectatori, chiar dacă această perioadă nu ne-am putut vedea în direct, noi n-am uitat de problemele dumneavoastră, nu am uitat până la urmă ce înseamnă comunitatea noastră de țigani, cum îmi place mie să spun întotdeauna, și să nu uit, în primul rând vreau să salut și eu mediatoarele care întotdeauna sunt alături de comunitatea noastră de romi și bineînțeles Jenny mi-a cerut în mod special să salut pe ea și lucrul acesta o să-l și fac. Bună Jenny, te trăiește izbactali! Fiindcă până la urmă este vorba de 10 mediatoare, 10 fete cu inimă extraordinar de mare care tot timpul și indiferent de vreme și de condițiile care într-un fel sau altul trebuie să fie alături de familia lor, își fac timp și pentru comunitatea de rom, fiindcă noi am pornit la un drum, un drum care de la bun început l-am considerat a nu fi ușor, fiindcă ne-am asumat niște responsabilități și în primul rând ne-am asumat un lucru cel mai important pentru noi și tind să cred că împreună cu bunul meu prieten Virai și grupul nostru de inițiativă pentru incluziunea romilor am schimbat un lucru important în comunitatea de țigani, am schimbat mentalitatea lor. După cum știți și dumneavoastră și bineînțeles procentele vorbesc, rata infracționalității cel puțin pe municipiul Giurgiu și cel puțin în rândul comunității de romi a scăzut cu un procentaj de 8,2%, este extraordinar de mult. De ce? Fiindcă
În momentul de față avem un număr de 17 lideri în zona municipiului Giurgiu care îi temperează, pot spune eu, și până la urmă romii au învățat că mai bine vin să ceară sfatul cuiva decât să facă fără telegi sau să încalce litera legii, fiindcă în momentul acela vor fi privați de libertate și de ce nu. Nu, aici chiar mă spui, vreau să vin cu chiar un anumit amendament și chiar ar trebui să înțeleagă. Nu spun asta ca să o spun, să-mi ia nume de rău majoritarii. Mie chiar nu-mi place să fac o diferență între majoritar și etnia noastră. Că până la urmă noi suntem primii cei care nu dorim acest lucru, dar cei care fac multe, multe nelegiuiri le fac și datorită faptului că nu au cunoștință de ceea ce fac. Deci chiar dacă unora le se va pare acum că eu vreau să-i apăr sau să le țin partea, dar asta e purul adevăr. Sunt foarte mulți țigani, dacă te duci și stai de vorbă cu el și spui ce are de făcut, spun că îl face de o corectitudine și din comun. Romii, o parte a lor, nu toți, despre toți este vorba, cei tradiționali mai degrabă, anumite cutume, ai văzut, care au rămas și ei, dacă mergi și le explici și stai în comunitate și stai de vorbă cu el exact așa pe înțelesul lui, ai văzut că după ce îți explică și înțelege și zice ce acest? Adică adevărat? Adevărat? Schimbă și el mentalitatea. E normal dacă lui nu-i spune nimeni, lor nu, pe ei nu înștiințează nimeni cu nimic. E normal, el merge după linia lui săracu acolo. Pe aia se întâmplă. Noi am fost ceilalți țigani, ăștia la care suntem noi. Părinții noștri ne-au trimis la școală, am văzut lucrurile altfel. Ne-am schimbat mentalitatea. Dar și ei își doresc lucrul ăsta. Și ceilalți își doresc lucrul ăsta. E adevărat, nu e ceva ușor, nu e de azi pe mâine. Să nu negăm acum, nu sunt numai romi care fac probleme, sunt și ceilalți. Corect, deci, corect. Aici la urmă, noi trăim în aceeași țară, sub aceeași titulatură, toți suntem români. Mâine ne sărbătorim ziua României și noi sărbătorim la fel ca și ei. Chiar la mulți ani România, pot spune de acum. Ei, iată că deja ne-au început să ne vină mesajele și unul este firește. Venit de la Jenny care ne spune te salut și te pup șeful și pe colegii noștri. Și iată, încă o dată sunt plăcut surprins să constat că foarte mulți majoritari urmăresc această emisiune și cu această ocazie vreau să vă mai mulțumiri. Mulți, mai mulți sunt majoritari cei care urmăresc emisiunea. Deja am primit un mesaj de la o bună prietenă, Flori Barbu, să românile să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mulțumesc pentru sfatul tău. Nu voi sta mult pe scaun și să știi că în momentul de față am 85 de kilograme, deci am mai slăbit. Da, deci iată, bunii noștri prieteni majoritari, încă o dată vă mulțumesc pentru respectul pe care îl aveți față de această emisiune și față de mine ca moderator și în primul rând față de invitații noștri și tot ceea ce înseamnă această comunitate de rom, fiindcă nu știu, vreau spune altfel repeta, un pic. Chiar te rog. Oamenii care ne urmăresc sunt cea parte dintre majoritari care într-adevăr doresc să urmărească cum vrem să ne schimbăm, dacă ne schimbăm, și ei își doresc foarte mult ca noi să ne schimbăm. Și de altfel ai văzut că sunt foarte mulți care vin și în ajutorul nostru și ne ajută de oricâte ori am avut nevoie, deci am apelat, ne-au deschis ușile. Acei oameni sunt. Că sunt, nu trebuie să negăm lucrul ăsta, că nu sunt oameni răutăcioși care indiferent, poți să te speli de 5 ori cum ne-a învățat pe noi de mici, poți să faci toate lucrurile alea de 5-6 ori mai mult, tot țigană, zice că ăsta e, până nu zice țigană, se iată că mi-ai ridicat mingea la fileu și sunt obligat într-un fel sau altul să aduc la cunoștință telespectatorii noștri un mic amănunt, pot spune eu, să nu numesc incident. Ieri, prin bunăvoința unui om, nu pot să dau nume, fiindcă nu și-a dorit să-i dăm numele, a încercat și chiar a reușit să vină în sprijinul comunității noastre de romi, dăruindu-le 60 de porții de pește împreună cu o ciorbă, deoarece dumnealui a făcut efectiv o pomană pentru tatăl dumnealui și a întrebat unde e cel mai bine să se facă, fiindcă știind că comunitatea de romi este... O parte a comunității... Da, este într-un fel sau altul cu situația financiară mai precară. Și am ales din nou zona Istu, avându-i compacție acolo. Vreau să spun că am postat acele poze fără să fac niciun argument și doar am spus că noi nu uităm oamenii din Istu.
Însă oameni, cum ai spus tu, mai puțin binevoitori, să nu încerc să fiu eu răutăcios din prima emisiune, au spus că facem politică. Că este campanie electorală pentru o persoană dragă nouă. Iar nu vreau ca să spun ca să se creadă sau să fim interpretați greșit. Iar iată că, exact cum ai spus, indiferent de gestul care îl faci pentru oamenii tăi, este interpretat greșit. Și aici stau și îmi pun întrebarea. Oare de ce? Nu mai pune nicio întrebare. Da? Te rog eu frumos. Pentru că acești oameni nu vor dispărea niciodată. Acești oameni sunt puși numai să spună asemenea întrebări. Deci, aștia sunt o mică parte, să le spun eu. Nu sunt mulți. Da, ai dreptate, într-un fel. Da. Nu sunt mulți. Și chiar am realizat ei că nu deja sunt. S-au canalizat așa într-o mică parte acolo și nu știu decât să dea cu gura. Că faci bine, că faci rău, dacă faci bine, de ce ai făcut și ce ți-ai luat de acolo, dacă faci rău, deci cum mai face, nu e bine. Eu i-am dat o replică timp să cred exact. Și să-ți mai spun un lucru aici, și chiar te rog eu. Da. Mă, ia să-i tratez cu indiferență. Să știi că asta am să și fac, fiindcă chiar mi s-a dându-le replici. Da, intru în polemici cu ei și crede că au dreptate. Nu, dragul meu, nu că neapărat, ei știe sigur că au dreptate. Ei știu sigur, pentru că ei sunt cei care, și dacă faci bine și dacă faci rău, tot te contrazic. Da. Dar se văd important și uite, domne, că poartă discuție. Cum? Nu, mă, frate, indiferența doare mai mult decât orice. Deci eu, foarte multe persoane pe care așa le-am făcut eu, da, am crescut de cuvință. Corect. Indiferența asta doare cel mai tare, ia să nu... E, bine, eu iată că am făcut un pic mai mult decât mi-ai spus tu și da, așa nu, voi face. Așa să faci de aici înainte. Da, dar eu i-am dat o replică. Tind să cred că sunteți în barca care se scufundă și acum vă pare rău că simțiți apa la picioare. Nu, în fine, hai să trecem. Să fie în barcă și dacă se scufundă, îi aruncăm un colac de savoare. Exact, ca la Titanic vom face și noi. Iată, stimați telespectatori, că au început mesajele, bine ai revenit. Comunitatea de rol are nevoie de tine pentru că tu ești glasul țiganilor și domnul Vladu, prin noi, oamenii chiar primesc ajutor și sunt recunoscători. Salutări invitațiilor și toate cele bune. Încă o dată vă mulțumim, stimați telespectatori, că sunteți alături de noi și vă mulțumim că chiar ați dus dorul emisiunii noastre și, cum am mai spus, vom veni cu lucruri noi și lucruri care până la urmă fac cinste și încercăm să arătăm respectul pe care trebuie să-l primească până la urmă și cei care... Într-un fel sau altul, dumneavoastră, îi numiți țigani sau o parte, pot spune eu, cum spune bunul meu prieten, Virai, o parte mică, romi. Dar până la urmă, sincer, pe mine chiar nu mă interesează acest sinonim. Sincer, și mie mi-ar place să ne zică tot romi. Nu mă deranjează, da. Pentru că tu vorbești țigănește, da? Da. Eu mai hanță, mai pop. Sau adică el vorbește mai puțin, dar zice așa. Că Virai acum... Măi, rom țigă, s-am rom țigănia cu bărul, da, el își caută singur circumstanțe atenuante, așa spune. Nu, frate, n-a știut părinții, ce vrei, de acolo. Păi, nu da, e vina mea. Dar tu, în momentul de față, nu poți să spui că nu ești țigan, mai ales că și nu vorbești. Nu că nu sunt adevărat ce mai acest... Mai țigan decât țigan. Și, nu, ce acest? Da. Nu, eu aș vrea să ne spună rom, chiar nu mă deranjează, pentru că, cum se zice, janez romanez, nu? Da, adică... Noi vorbim limba romanii. Da, sau... Și țigan vine dintr-un cuvânt urât. Se trage dintr-un cuvânt urât. Și mie mi-ar face plăcere să ne zică rău. Nu, chiar nu mă deranjează pe deci, cuvântul păi, sincer, adică nu m-a deranjat 31 de ani câți am, vârsta mea. Da, așa spuneam și eu. Așa? Da. Și... Dar nu trebuia să spui că eu am spus la bunii noi toți actori că ai mai puțin 30, dar tu ai zis 31. Să fii sănătos. Că i-ai împlinit săptămâna trecută. La mulți ani. Așa? Deci chiar a spus... Păi nu, eu dacă întotdeauna nu mi-a fost rușine, m-am mândrit că sunt țigan, m-am mândrit în propriu spus, adică mi-a făcut oană, nu bă frate, ce să-mi fie mie rușine că așa m-am născut. Dacă cumva puteam să-mi aleg, știi tu ce altcui băiat vrea să fiu? Da. Băiatul lui regele Carlos, ăsta. Da. Dacă eram regele Spaniei. Da. Nu ne alegem, nu ne... Fiecare așa e cum l-a dat Dumnezeu. Și nu e de supărare până dar la urmă. Dar nu e de ce să fiu supărat. Astea suntem și așa ne numim până la urmă. Fiecare om, indiferent de etnie, de naționalitate. Păi asta ar trebui să înțeleagă lumea. Nu trebuie, caracterul nostru. Prin caracter. Absolut. Nu mai trebuie să mă iei că sunt mai brunet, mai nu știu cum. Vine solarul acum și toată lumea va poartă. Să poartă. Bun. Iată, stimați telespectatori, că am intrat în atmosfera emisiunii noastre Conviețuiri. De ce? Pentru a încerca să-l ajutăm un pic pe bunul nostru prieten Aron, ca să intre și el cât mai aproape de atmosfera creată din noi. Aron, deci este cunoscut că tu faci parte din grup de inițiativă pentru incluziunea romilor.
și te ocupi de zona obor, zona locuințe sociale, cum mai este cunoscută mai nou. Țigănie. Țigănia, da, din zona ta. Că până la urmă și acolo avem zona noastră, care noi teoretic așa îi spunem, țigănia, unde răspunzi tu de ea. Sincer, de când ai început să activezi și iată, venim în sprijinul comunității de țigani, crezi că țiganii acum mai reprezintă o masă de resmeriță, adică să vină cineva să instige atâta timp când tu, ca lider, poți să-i temperezi? Bună seara și spun încă o dată și n-am apucat să mă prezint bine. Mă numesc Calderar Oron și chestia cu țiganii din zona Obor au fost odată, exact ceea ce ai spus mai devreme, dar acum totul s-a terminat. Nu mai există pentru ei ceva ca să-i poți cumpăra, să numim, să spunem în ghilimele, cumpăra. Da, am înțeles. Deci zilele acele s-au dus. Adică au înțeles și ei că trebuie să aibă un reprezentant, au înțeles și ei că nu mai pot fi manipulați. Da, și nu le face bine manipularea care este, cum să spun eu, pentru o mică perioadă. O mică perioadă și foarte mică, când spun. Da. Deci, păi, interesează deja viitorul. Deja ai spus prea mult. O mică perioadă e ziua aceea, că vine cu... Da, doar ziua aceea. Da. Nu, și păi, interesează viitorul care constă în... cum să vă spun eu? În crearea posibilităților de a trăi mai bun. Puțin mai bine decât suntem. Locuri de muncă, în primul rând. În primul rând, locuri de muncă, da. Sistem, da, da. Să nu care asta ducem durul foarte tare. Lipsă de locuri de muncă. Și dacă ar exista cineva care ar putea să ne ofere, există o singură persoană. Da. Care nu vreau să menționez. Corect, tot așa, am puțin abține. Da. Iată, iar mesaj în continuare. Felicitări invitaților din această seară și pentru frumoasa emisiune. Succes, sănătate și țineți-o tot așa. Vă mulțumim pentru frumoasele dumneavoastră cuvinte. Și să știți că noi întotdeauna vom fi alături de comunitatea de rom. De ce? Fiindcă este normal până la urmă să fim acolo unde până la urmă ne-am asumat. Ne-am ales. Ne-am ales. Într-un fel sau altul această cale pentru într-un fel și chiar am realizat, pot spune, în procentaj, dacă vreți, 95% să schimbăm mentalitatea romilor. Nicoleta, revin și la tine și îți spun încă o dată bună seara și bine ai venit alături de noi. Fiindcă de mult timp n-am mai avut alături de noi o mediatoare ca să expună într-un fel sau altul problemele cu care se confruntă comunitatea sau și realizările acestora, știind că sunt foarte multe realizări și în rândul comunității noastre de romi. Sincer, de când ești și activezi pe zona ta, Rozelor, Mixandrelor, cele adiacente, de pe strada 1 decembrie, te rog să-mi spui acum dacă îi vezi într-un fel mai cumpătați, dacă crezi că ei, venind la grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor, bunul meu prieten îmi arată că deja primește pozele în direct în emisiunea noastră. Da? Este un lucru de nota 11. Și poze, și tot. Ne scuza, stimați telespectatori, nu este nicio problemă. Și dacă crezi că într-un fel sau altul comunitatea de romi venind continuu spre grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor și cu precădere voi îndrumându-i cum să aibă în primul rând măsurile de prevenire a multor boli. Voi aveți până la urmă posibilitatea să-i îndrumați spre instituțiile statului acolo unde ei până la urmă nu mai ia banala aspirină și să se întrebe de ce îi mai doare. Rolul vostru până la urmă de aproape 2 ani de zile în comunitate, aceasta este până la urmă întrebarea mea, a dat roade sau este eficient ca 10 mediatoare sau chiar se impune un număr mult mai mare de mediatoare pe municipiul Giurgiu? Nu știu dacă se impune un număr mai mare de mediatoare, eu zic că atât cât suntem suficiente. Hai, cu siguranță se impune unul mai mare, dar pentru că voi faceți o muncă chiar... Într-adevăr, facem o muncă foarte destul mare. De mare. De volumul de muncă e foarte mare și voi sunteți puțini. Persoanele cărora ne adresăm cu precădere, persoanele de etnie romă, percep altfel noțiunea de sănătate. Noi, având campaniile de sănătate pe care le derulăm din cadrul DSP-ului, mergem și
pur și simplu povestim despre bolile care le avem, pe care sunt, le pot căpăta dacă nu și au un minim de igienă corporală, un minim de igienă în casă, iar încet să înțeleagă și faptul că ei trebuie să aibă și curățenie în casă și curățenia lor ca și persoană, încep să nu mai meargă chiar așa cum mergeau înainte, hai că mergem că așa suntem și suntem țigani și de adică, aia... într-un fel sau altul îmi spui că ei intraseră într-un fel de tipar al lor în care într-un fel sau altul nu putea nimeni să-i scoată? Da, pentru că toată lumea dacă îi cataloga drept țigani, automat ei le-a intrat în reflex că țiganul și miroase, țiganul și... Și a fi marginalizat. Și este marginalizat. Dar în momentul de față... Lucru neadevărat. Lucru neadevărat, într-adevăr, însă noi, stând de vorbă cu dumnealor și explicându-le, încep să vadă adevărat. Dar aș vrea să-ți mai spun ceva. Tu în câte case ai găsit mizerie? Cât de amărâși de sărași sunt ei? Nu. Tocmai asta spun. Sunt și case în care până la urmă chiar era. Un preș dacă are și aia și îl spală și îl aranjează, deci eu am așa știu la țigan, nu? Că există și o familie și, care exact, asta am vrut să spun, mai sunt și persoane acesta. Care chiar nu dădeau ceea ce se întâmplă printre, nu contează etnie, culoare, și la gagii și la... Mai sunt și uscături. În toate pădurile sunt. Așa și uscături. La noi. Da, corect. Sunt și persoane care, într-adevăr, nu aveau chiar așa de multă igienă și curățenie în casă, dar și mulți, majoritatea... Hai să recunoaștem, mulți nu au și datorită condițiilor precare în care trăiesc. Nu au apă. Este nu adevărat și asta. Sunt da, persoane da. Care n-au curent la acum în da. Timpul ăsta. Deci hai să vedem și lucrurile. Starea lor de igienă da. Mai depindea și de alte și, condiții. Absolut, da, de condițiile în care trăiesc. Nu au posibilități ca să-și ofere un trai mai decent. Dar, nu decent, măcar minim. Nu poate. Deci câte persoane n-ați găsit fără curent? Sunt majoritate. Și dacă noi spunem la... Sau nu noi, că noi nu spunem, noi tocmai asta semnalăm. Avem că sunt persoane care n-au curent, care de apă și canal nici nu mai vorbesc. Pentru că să știe, în țigănie trebuie apa și canalul. Pădâmbovițe era o familie care îi murise și băiatul, nu aveau curent, avea casa, le luase foc un an înainte și erau foarte... Sunt oameni amărâți, de ce să nu vedem lucrurile așa? Pentru că aici ar trebui să lucrăm mai mult. Să nu ne mereu să ne... Hai să dăm cu gunoi, să dăm cu piatra în ei, că face nu știu ce. Dar de ce face? Nimeni nu-și pune întrebare. Și doar sunt arătați cu degetul. Dar de ce face? Vezi, tocmai asta e vireșit. De ce se duce, dă aici, cerșește? Nu îl încurajează nimeni să cerșească. Ferească Dumnezeu. Asta e rostul nostru până la urmă. E în ultima situație. Pentru o bucată de pâine. Fiindcă, vedeți, dumneavoastră, stimați telespectatori, toate aceste lucruri, într-un fel sau altul, dau naștere la animozități între comunitatea de rom, spune, și de multe ori între majoritari, dar... Am zis o parte, lucruri? E o parte, Marius, care sunt răutări. Da. Pentru că sunt foarte mulți majoritari care, și fără să spună nimănui, să duc și ajută familii de rom. Da, chiar alături de noi avem oamenii majoritari care vin în sprijinul comunității noastre. Și nu numai și așa personal se duce fiecare și ajută. Fără și nicio de problemă, este cunoscut și sunt anumite, ți-am zis eu, un grup restrâns care stă și fac ei parte și din țigani, care sunt țigani și nu sunt. Iată că, încă o dată, și sunt obligat să mulțumesc telespectatorilor noștri, fiindcă ia uite, până la urmă nouă ne face cinste celor care suntem aici în acest platou, că această emisiune, pot spune eu, este atât de vizionată chiar și în Franța, fiindcă avem acolo prieteni care au plecat de ceva vreme în Franța și cu această ocazie îi salutăm și noi și ne spun toată lumea are nevoie de tine, tu ești cel care sprijină comunitatea de rom, îi mulțumim domnului Vladu pentru tot ce face pentru noi toți și întotdeauna vom fi alături de dânsul și evident de tine, baftă în tot ceea ce faci. Noi vă mulțumim și încă o dată suntem de acord că dumneavoastră până la urmă vedeți la noi
oameni care încercăm să facem ceva pentru comunitatea noastră de romi, oameni care încercăm, cum am mai spus-o, să schimbăm această mentalitate a cetățenilor de etnie romă și să încercăm să le găsim o cale, calea de mijloc, adică să nu mai fie arătați cu degetul, să încercăm să le spunem că avem tradițiile noastre, avem porturile noastre minunate. Nu ne face cinste în același timp, cum a spus și bunul meu prieten Vidai la începutul emisiunii, să fim, din Italia. Să fim alături de acele probleme. Ne urmărește din Italia. Iată, deci bunul meu prieten primește mesaje din Italia, unde oamenii vizionează această emisiune în intermediul teretului. Cer ajutorul. Bună ziua! Am și o întrebare, dacă soacra mea nu are pensie, unde pot să iau și un ajutor de mormântare? Eu sunt în Italia, nu sunt acasă și cu ce trimit eu nu le ajunge. Ca soacra mea e... Soacra mea e pe ducă, de rog să mă îndrumi și pe mine, mulțumesc. Dacă soacra mea nu are pensie, de unde tot ala e, tot ala e, la trecut de două ori. Da. Deci, deci până la nivelul ăsta, oamenii vin și cer ajutorul. Și cer ajutorul. De ce? Fiindcă au încredere în noi și, sincer, noi nu am dezamăgit pe nimeni, nu am venit niciodată și nu vom face, stimați telespectatori, niciodată, dar... cu riscul de a mă repeta, niciodată nu vom face aprobări, pot spune eu, unor lucruri care nu ne stă nici nouă în posibilitate. Noi luăm în calcul, în schimb, orice problemă posibilă și imposibilă și încercăm și facem tot imposibilul pentru a găsi o rezolvare. Să știți că de multe ori, atât noi, dar și sincer aici sunt nevoit încă o dată să dau un nume, adică este vorba de bunul meu prieten Virai, cel care este alături de noi în platou, de multe ori a trebuit să bage mâna în buzunarul său propriu pentru a veni în ajutorul unor oameni unde pe moment nu se cerea nicio amânare și am fi încercat să rezolvăm prin intermediul instituțiilor, însă știți că birocrația într-un fel sau altul te îngroapă și exact așa era nevoie de unele persoane, chiar este cuvântul potrivit pentru a fi îngropate, iar de multe ori acest om a pus mâna în buzunar fără a se evidenția, fără aș da nici măcar numele să știe cine a venit. Este un gest pe care noi de multe ori, stimați telespectatori, încercăm să-l facem. De ce? Fiindcă nu vrem să fim asociați cu mulți lideri care, să spunem, în urmă cu 7, 8, 10 ani în urmă au existat și dumneavoastră, bunii noștri oameni din comunitate, aveți sau aveați o părere mai puțin bună. Iată că dumneavoastră ați început în noi să aveți încredere și veniți cu fel de fel de probleme la noi. Păi de-aia și munca a fost mai mare. Absolut. Pentru că ar trebui, nu i-a ei luat de la zero. Nu. A trebuit să iei, să-i schimbi prima oară, să le demonstrezi. Bă, stai că nu facem ca ăia. Corect. Deci a trebuit o perioadă de timp numai să înțeleagă, băi, oamenii, și abia după aia, ca să aibă și încredere, făcându-le și ajutându-i de oricâte ori au avut nevoie și exact cum foarte bine spune și tu, Mariuse, în limita și atâta cât putem, pentru că sunt lucruri pe care chiar nu depind de noi. Și sunt chiar, dar încercăm să vă ajutăm până acolo. Noi mergem chiar până în păzdele albe, cum se zice, da? Nu totul depinde de noi. Dacă ar depinde de noi, fi sigur că s-ar rezolva absolut tot. Exact lucrul acesta l-am spus și un pic mai devreme. Vine că noi nu venim cu promisiuni deșarte și să... Niciodată. Să amăgesc un om e deja... Absolut. Absolut. Nu vrem. Nu vrem să facem acest lucru, fiindcă până la urmă toată munca noastră s-ar duce de râpă și până la urmă nu vrem să ne pierdem lucrul dobândit. Cel mai greu, stimați telespectatori, și vă rog să credeți că toți banii din lume nu valorează ca singurul lucru pe care noi l-am dobândit cu greu, cu mari eforturi, să știți, cu zile, nopți nedormite și cu gândurile că cum să găsim rezolvări. Și este vorba de lucruri care noi l-am câștigat extraordinar de greu și pot să spun că ne-a fost atribuit din toată inima. Este vorba de respect. Este vorba de respectul pe care noi l-am câștigat și să știți, stimați spectatori, că încercăm să... Asta, în primul rând, presupune să respecti ca să fii respectat. Păi, în primul rând, dacă n-ai respecta, nu am primit acest respect. Deci, Maruzica, ai pornit de la ideea... Absolut. De a respecta, da, comunitatea, ca să fii respectat. Da, aici e perfect de că dacă ei fi mințit, dacă ei fi persiflat, dacă... N-ai fi primit respect în viața ta. Absolut. Fiindcă, până la urmă, vezi tu, cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta. Noi suntem aici, Virai, alături de comunitatea de romi, fără a câștiga... În afară de satisfacție mie. Am primit acum un mesaj.
Lăsați, domnul Marius, nici eu nu am apă și tot îmi îngrijesc copiii, Ramona. Foarte bine. Domnul Căldăralu are dreptate, ne-am săturat de cozonac și de ouă. Foarte este bine. Este vorba de Ramona noastră din zona de la tine. Da, Ramona, ai dreptate. Și încă o dată este de apreciat faptul că tu, chiar dacă trăiești în secolul 21, încă nu ai acea apă potabilă, acea conductă trasă până la tine. Știm problema ta și încă o dată îți mulțumim că ne-o aduci. Este chiar o problemă acolo. Știm? Nu numai. Nu numai. Da, da, și are trei copii care e greu de întreținut. Știu, orice situație fără, de genul. Dar fără apă, să cari. Problema e că sunt chiar foarte mulți care... Să trimiți copilul, cu găleata în plin de vecin. Găleata, păi da, e cam greu. Este greu. E greu? Două secunde. Da. Eu așa am crescut. Știu, dar... Da, dar e copil mic. Așa erau mic eram și eu. Suntem dar în vine iarna. Vine iarna. Suntem în omul a avansat. S-a dus pe Ioana. Stai și te uști și până... Iată că uite Ramona, fără să-și dea seama, ne-a ridicat mingea la fileu. Hei, iată că de aici începe într-un fel sau altul, ca bunul nostru cetățean, bunul nostru, buna noastră mamă Ramona, că țigancă, să-și pună întrebarea. De ce vecinul meu român are apă? La el are apă și la mine s-a terminat conducta. N-am mai ajuns. E o întrebare firească care și-o pune și dar n-ar trebui să o punem la modul ăsta. La modul ăsta sunt de acord cu tine, dar vreau să-ți pui întrebarea. Dar totuși o pui. Totuși n-ar trebui să o pune, că vezi, Doamne, a ținut cont de culoare. Să-ți pui întrebarea. Păi altă întrebare care este? De ce nu are apă? E brunetă? Păi tot aici ai ajuns. Vezi? Păi tot aici ai ajuns, vezi? Da. Tot aici ai ajuns. La comunitatea de țigani termină canalul, apa, asfaltul și toate cele. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă țineți echipa tot așa cum a ținut-o până acum. Te aveți Bahtalo. Ramon, ai tu te del tot del Budba, hai te trăi cheșia oră. Da, iată, sunt oamenii supărați, oameni care noi nu i-am lăsat, am făcut demersurile, dar cum am mai spus, și mă bucur și bine faci că nu spui câți oameni vin supărați la sediu. Asta e puțin spus. Și are o mare bucurie și aici, Marius, și pe asta chiar trebuie să o spunem. Te rog. Pentru că ei chiar înțeleg, venind acolo, supărați, de cimați, ascultând ceea ce li se spune, pleacă acasă și numai. Pentru că ei spun, mă nu duc și fac. Și drept, și exact cum spune țiganul, și are dreptate, pe bună dreptate, cum spune omul ăsta. Păi frate, am trei copii, nu am apă, n-am alea. E foarte greu. Și mai mult de atât, de ce ăla are în fața mea și eu nu am? E, vezi? Adică te revoltă, absolut. Lucruri care te revoltă. Și de aici vreau să vă spun că partea țiganilor, și mare parte a țiganilor noștri, au înțeles și tocmai aia, când e cineva care să-l îndrume și să-i spună, își mai oprește de la noi. Deci nu sunt așa de răi, nu sunt așa de negri, nu sunt așa de furioși, cum spun unii, vai, vine țiganul, te bag în sac și te-a furat. Nu e adevărat. Cei care au fost furați de țigani și băgați în sac, au dus-o cel mai bine. Că spui și eu ții. Da. Arun, iată, vezi, într-un fel sau altul, și în zona ta acolo, încă mai există mici probleme și pot spune eu probleme care, într-un fel sau altul, încercăm să le găsim chiar și în momentul de față o soluție. Însă, cel puțin acolo, mulți oameni au primit, pot spune, ajutoare de încălzire, ajutoarele financiare, cantina socială. Este într-adevăr, au primit. Și este un lucru îmbucurător, fiindcă pe noi ne-a bucurat de câte ori au venit la Siriu, la noi, și am văzut bucuria aia când ne-au spus, da, uite, ne-au au venit cu o speranță da, că se poate rezolva da, problema. Și lucru cel mai bun, pot spune, speranța aceea chiar a venit la ei în casă în momentul când au văzut că poate să-și ia acea, ai, poate este termenul nepotrivit, acea mărâtă de cantină. Fiindcă pentru ei înseamnă extraordinar de mare. Pentru ei înseamnă foarte mult. Absolut, hai să fii serios. Adevărat îți spun, cu mâna pe inimă spun. Cu părere de rău. Extraordinar de mult înseamnă. Acea cantină până la urmă se numește existența lor. Da. Mulți telespectatori de-a lungul emisiunilor noastre ne-au spus de ce nu se duc la muncă. Și am spus, noi asta am încercat. Ăla care spune, nu, dar ăla care spune, ăla care ți-a spus e că de ce ăla... Da. Eu fac pariu cu tine că el n-are servicii. Este posibil. Sau stă pe funcția cuiva și numit de nu știu cine.
pe funcția țiganului, vrei să spui. Și pe țiganului, și pe... Asta trebuie să menționăm iar. Și cu acest lucru să știți că noi ne confruntăm și ne-am confruntat, cred, de multe ori. Fiindcă nu înțeleg de ce mulți oameni care ar putea să facă și să se implice în lucrurile care ar ține până la urmă de existența nu numai a comunității de romi. Fiindcă nu trebuie să fim într-un fel sau altul doar de o parte și să... Nu oferească Dumnezeu. Dar nu venim să ne plângem mai, să oferească și Dumnezeu. Și trebuie să menționăm că și majoritari sunt într-o situație precară și vreau să vă spun, stimați telespectatori, și nu o spunem acum ca să ne lăudăm sau să încercăm să, nu știu, să ne ridicăm singur mingea la fir. Dar să știți că sunt mulți cetățeni majoritari care vin la noi la sediu și să știți că într-un procentaj doar 99% sunt ajutați. Adică este posibil. Marius, aici chiar, dar de fapt noi și vorbeam, discutam despre asta. Atunci a fost cea mai mare realizare când n-a reușit să-i punem să vină acolo. Ei n-au venit că au venit, vezi, Doamne, la ceva care reprezintă țigănia. Nu. Bă, a venit cineva aici, ne poate ajuta. Aia mi se pare cea mai mare izbândă. Că ai putut să-l faci pe om să vină undeva la o ușă să bată. N-a ținut cont că suntem bruneți, că suntem țigani, că suntem nu știu mai ce. El a venit undeva, Doamne, aici da, mi se deschide ușa, dacă și aici mi se închide, deja e cam ultima. A fost ultima speranță. Și au rămas și ei surprinși să vadă că e adevărat. Am fi nu știu cum, noi să fim cei care spunem nu, că dacă nu ești țigan, nu. Niciodată n-am spus asta, nici nu vom spune niciodată. Și chiar vreau să spun, uite și de azi încercăm să spunem, nu mai spunem pentru incluziunea romilor, pentru incluziunea oamenilor. Da, până la urmă. Sărmani. Că acolo nu vin, vă rog să mă credeți și știți foarte bine, parte mare dintre voi, nu vin doar romi. Vin și foarte mult majoritari. Pentru că până la urmă trăim împreună. Conviețuim împreună. Iată, am început din nou mesajele. Îi mulțumim domnului Vlad că este aproape de noi țigani și ne rugăm la Dumnezeu pentru dânsul. Bună seara, domnul Marius, felicitări pentru emisiune și ne bucurăm să vă vedem sănătoți și să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Vă mulțumesc și eu din toată inima mea și la fel să vă dea și dumneavoastră, stimațele spectatori, Dumnezeu, sănătate, fericire și chiar vin cu o rugăminte la dumneavoastră, adică mă adresez într-un fel sau altul comunității noastre de țigani. Avem rugămintea ca mâine, fiind ziua de 1 decembrie, ziua țării noastre, să venim într-un număr cât mai mare la defilarea care va avea loc în fața primăriei și la depunere de coroane începând de la orele 10, fiindcă până la urmă trebuie să arătăm comunității giurgiuvene că suntem alături de tot ceea ce înseamnă până la urmă Giurgiu, că noi nu trebuie să fim diferențiați sau marginalizați. Este și țara noastră. Deci, în primul rând, este țara noastră, și țara noastră. Și Arun și are perfectă dreptate și este rugămintea mea, haideți să venim mâine într-un număr cât mai mare și de ce să nu spunem, că vă spui și eu vouă, să profităm și de acea fasole pe care ne-o dă domnul primar. Nu, să profităm, să savurăm. Să profităm, hai, fratele meu Virai este un pic mai diplolime. Să savurăm, fiindcă dacă domn primarul ne dă o făsui, de ce să nu mergem și noi să degustăm? Nu ne dă primarul, ne dă consilierii așa au hotărât ca la ziua Republicii să dea 600 de porții de fasole. Cum se face peste tot, în toată țara, nu neapărat. La Giurgiu e ceva... Ei, zicem de Giurgiu, mă înțelegi? Fiindcă este mult mai bine. Deci vă așteptăm bunii noștri concetățeni mâine să fim într-un număr cât mai mare și să dovedim până la urmă că și noi țiganii respectăm și cred că este ceva logic până la urmă și nu cred că există cineva care să spune să aduce mulțumiri Consiliului Local că au fost de acord să... Da. Și să sărbătorim cu toții la un loc. Aia e cel mai important. Să sărbătorim cu toții la un loc. Să nu vă rotiți de prea multe ori la rând. Să nu vă rotiți de prea multe ori, că știu că fosuiu pentru noi țiganul. E adevărat, dar dacă zici tu că boc, te chedezi de deșvares. Deci să nu faceți de prea multe ori, vă rog eu, dacă de deșvares, da? Că vă spun și eu, vă stimați spectatori. Da, Vira, este un lucru minunat și iată că mai și glumim, că
Până la urmă suntem pragul, pot spune eu, sărbătorilor de iarnă. Cele mai frumoase sărbători. Da, de mâine deja putem să spunem că chiar intrăm în anotimpul sărbătorilor de iarnă și să începem să fim azi, mai buni. Începem de azi, Sfântul Andrei? Corect, da. Deja am început de azi sărbătoarea Sfântului Andrei și să încercăm cel puțin de mâine. Cum era copil, chiar m-a spus că spunea, știi, cea mai frumoasă lună, venea luna sărbătorilor. Luna cadourilor. Da, mă rog, nu pentru toți. Pentru mine era, nu era, niciodată eu nu am considerat luna asta, asta vorbesc când era copil. Cea mai, chiar vedeam, zic, cum dracu îmi văd ăștia cea mai frumoasă, că eu nu primeam cadouri. Mai era și mai frig în eu casă. Mă rog, tu primeam. Dar știi de ce primeam? Nu știu. Că lucra ce? Tatăl meu la dumneavoastră și care domnul director Gianu le dătea, le dătea cadouri, știi? Primeai o dată, mă, odată, lasă. Le primeam, că spui și o ție. Care, alea de la servicii. De la servicii, de la dumneavoastră. Și tata mai lua pe lângă cadouri și două tăi lenjerii. Acolo. Mai ce-o zimezi? Tatăl meu. Da. Așa, și eu niciodată nu înțelegeam. Cum dracu, Doamne, iartă-mă, ăștia le place că vine, mă, cum ești, cum deci mă, atâta bucurie, nu? Da, n-aveam pe cuvântul meu. Eu spun cu mâna pe inimă, mie nu mi-e rușine. Spune întrebarea asta, de ce la altceva atâta bucurie? Eu chiar n-am avut brat când eram mic. Ei, vezi, din cauza asta... Pe cuvântul meu, Doamne, n-am avut brat. Te simți, nu obligat. Și le văd, nu știu, dar eu le simt și întotdeauna de-aia și ofer celor care au, și pot și eu, bineînțeles, pentru că eu știu ce înseamnă asta. Unii care nu mai știu și au uitat, spune că s-a născut în Merți, asta e, fiecare cu treaba lui. Păi s-o fi născut? Cine știe de unde, ce și cum? Da, da, a venit... Nu, da, serios, eu spun ceea ce țin mie, niciodată ce, nu mi-a plăcut. Am primit mesaj din Franța, Italia, acum primim din Belgia, de la Bruxelles, de la buna noastră prietenă Tănțica. Salutare și tot ce vă doriți, vă pupăm de la Bruxelles. Sunteți strong, băieți, trăiască Vilai și Mariu și invitații săi. Vă mulțumim din toată inima noastră, mai ales ție, Tănțico, și să nu uit, cu toate că ți-am spus și azi pe Facebook, că îți spun și acum în direct, la mulți ani pentru minunatul tău sos, pentru, cum îmi place mie să spun vorba aia, mare băier, mare caracter. Doamne ajută să-i trăiască, da. Să fie sănătos. Un băiat deosebit, sănătate și tot ce-ți dorești tu, alături de scumpul tău soț. Deci iată că primim mesaje de pretutindeni și... Nu, asta presupune că lumea se uită la noi. Păi nu, până la urmă trebuie să spunem că și obligăm de multe ori. Așa ți-ar spune unii. Iar, că să, bă, să nu, la noi. Se poate, poate să fii stare, dar nu ai cum să obligi pe nimeni să facă n-avem ceva. Nu, pot, nu. Nicoleta, revin din nou la tine. Tu ce ai spus? Stai că dacă dialoghează băieții ăștia pe mine... Nu vedeam că pot să mă retrag. Așa am spus și noi, dar n-am terminat încă. Te simți sincer împreună cu cele nouă colegi ale tale împlinită într-un fel sau altul când vezi că oamenii vă așteaptă pe străzi și așa este purul adevăr, ca să le dați sfaturi și să fiți punctul lor de sprijin. Pentru voi este o împlinire sufletească că, pe lângă faptul că sunteți soții, mame, iată că a mai venit încă o împlinire sufletească care, tind să cred, n-ați bănuit vreodată că o veți avea în viața voastră. Eu spun aici, intru și o să îmi cer scuze, dar n-ar fi făcut dacă nu se bucurau de ceea ce face. Și n-au făcut atâta muncă. Asta e părerea mea. Eu le-am văzut cu cât dacă n-ar depune suflet. Nu, le-am văzut cu cât entuziasm lucrează și nici în nu... Munca noastră cu oamenii, asta este cea mai mare mulțumire, să vezi pe cineva, o persoană pe care ai ajutat-o, nu contează problema, ai ajutat-o într-o... O vorbă, da? Dacă îi spui și vezi că zâmbește deja... Ea te vede pe stradă și spune mulțumesc că m-ai ajutat. E cel mai mare lucru. Mai mare asta am spus și eu, la fel. Nimic nu este mai important și mai presus de asta. Să oferi omului acela. Mulțumirea noastră, da. Asta este, că până la urmă noi nu avem nicio altă putere și nici ba, nu da, tu să nici nu-ți dai seama, nu, decât... nici nu-ți dai seama câtă putere ai. Pentru că foarte, foarte multe aspecte care înainte, până să se întâmple lucrurile acestea, până voi să mergeți din casă în casă, lucrurile astea nu erau cunoscute, erau foarte mult și voi știți mai bine decât noi, dar bine că și noi știm, dar voi ați fost acolo și le-ați cules din casă, anumite persoane care, nu anumite, foarte multe persoane, ei rămâneau cu acel lucru în mintea lor, dar ei nu se duceau, nu știau cui să-l spună pentru că nu știau cum. Tu vii la el în casă
și spui, am venit că am auzit că ai, sau mă rog, ce probleme ai. Adică voi știți, da, din omul, mă aflați unul de altul. El atunci se desene în fața ta, tu te duci și știi unde și cum să pui problema lui și numai pentru simplu fapt că el a văzut că tu ai mers și ai pus problema lui în discuție, deja e o realizare extraordinară. Deci ai o putere fantastică. Poate că nu sunt. N-ați realizat, dar aveți o putere asta, fantastică, dar... pentru că transmiteți lucruri care ar fi rămas pentru vecie, niciodată nu le-ar fi făcut cunoscute. Da. Ei, ele se fac cunoscute la foarte multe, chiar foarte multe, au avut și rezolvare și atunci cum să nu te vadă omul ăla pe stradă să spună, mă, mamă, mă, tată, cum să nu te respecte? Asta e. Și să vină din nou și să mai spună și altora, du-te că vin fetele alea, du-te și spune ei. Apropo de ce spuneam mai devreme, da, asta oferim respect la rândul nostru, primim respect. Nu poți să-l primești dacă nu-l oferi, e clar. Dacă ești... câine, nu poți să alți, vorbești din cineva cu răstău și să aștepți să... Ferească Dumnezeu. Înjură, fii tu rău, fii tu cum vrei și la urmă vrei respect. De la cine? Semeni furtună? Culegi furtună. Nu, semeni vânt, culegi furtună. Cam așa ceva. Încă un mesaj primim și de la una noastră prietenă, Cristina Dumitrache. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim, Cristina, și mulțumim pentru faptul că ești una dintre fetele care pot spune eu chiar mă bazez și... Pe toate. Da. Pentru că fiecare pe zona lor, iată, primim acum mesaje, fiindcă telespectatorii noștri ne urmăresc, cum am spus, și pot spune că este chiar majoritar și mă întreabă de la ce oră începe mâine parada. I-am spus că nu începe și el îmi spune deja, mersi, mă duc să apuc fasole. Du-te că dacă vin ai noștri, nu mai apuci. Mai adevărat, glumește. Da, Manca, știi că glumesc ca și ei, da. Va fi fasole tinsă, cred, pentru toată lumea, fiindcă de lucrul acesta s-a ocupat buna noastră prietenă și cu această ocazie o salutăm și noi, Tanțică Ioanițescu, este cea care este directoarea cantinei sociale și care, pot spune eu, este mama celor care vin să-și servească, pot spune eu, masa de la cantina socială, acei oameni care au inevitabil nevoie de această porție de mâncare, stimați telespectatori. Tanța pentru ei este mama lor, mulți dintre ei chiar așa o și spun, mama. Este, până la urmă, este o bună prietenă și este un caracter dezăvârșit și până la urmă chiar își merită titulatura de directoare acolo unde este ea pusă acum. Vii la o porție, îmi spune, dacă aș fi putut, îți spun sigur că aș fi venit, dar știi că nu îmi permite cadru. Nu permite cadru, da. Nu permite cadru, Manca. Când va fi motorizat, în mod sigur. Dar la anul, dacă vrea Dumnezeu, voi fi în paradă din nou. Deci nu asta este o problemă. Sau în altă parte. Important este, stimați telespectatori, că iată, vedeți dumneavoastră, la emisiunea noastră conviețuiți. Aia s-ar putea, telespectatorilor noastre, luni, la următoarea emisiune, să le aducem niște... Făsui? Nu, fasole, adică. O să le aducem la cunoștință. Nu știu, nu promit, dar sperăm. Ce acțiuni? Este lucruri foarte importante. Da, știu, da. Păi nu, dar... Da. Dar nu serios, știi? Până nu avem certitudine, nu putem. Niciodată. Noi întâi încercăm să facem, adică să avem, chiar cum se spune, cartea în buzunar și după aceea să o citim. Semnate și aia, dar da. Nu. Până dar să fim mai siguri, e mult mai bine așa. Da. Fiindcă va fi surpriza noastră pentru bunii noștri... Și surpriza romilor din toată țara. Absolut. Cu toate că acum trebuie să fiu un pic și avocatul diavolului. Dacă nu e virai, atunci cine? Trebuie să fiu eu, da? Mulți o să-i doar un pic o ilo. Dar ce-ar fi dacă nu i-ar durea un pic o ilo? Nu ne-a zis bine. Că spui și eu ție. Na, că până la urmă a spus-o și virai. Că să se abțină și el. Încercăm să facem lucruri bune. Da, virai, eu glumesc. Să știi că... De-aia ți-am și zis, da. Marius, ai văzut că orice am făcut și unde m-am dus, i-am spus, uite frate, mi-a propus și mie alții, uite, hai să... Întotdeauna ne-am sfătuit. De-aia ți-am zis, e mult mai ușor să venim în ajutorul lor. Adică ne facilitează... Știi de ce, Mirai? Fiindcă, uite, vezi tu, încă o dată, lăsând gluma un pic deoparte
Și asta ține tot de respectul nostru. Absolut, păi, nici nu... Fiindcă chiar și tu te-ai convins că suntem chemați la reuniuni, la simpozioane, unde, sincer, ne punem întrebarea, băi, dar sincer, pe cuvântul meu, da, niciodată, nu, nu. Fiindcă... Nici nu suntem de mult în... Nu, în acest sistem, ăsta, ca da, să spun nu, așa, nu, să spui că activăm și da, suntem super cunoscuți. Da, ne cunosc, că, vezi, nu, Doamne, numai pentru faptul că facem da, parte din fenomen, dar nu știu câți ani. În momentul în care televiziunea română, TVR1, a făcut acea invitație să venim în cadrul acelei emisiuni cu specific ierniei noastre, chiar am spus, dar de ce noi? Și nu veniți să luați pe altcineva și nu știu ce. Domne, noi credeți că invităm chiar pe oricine? Nu, ei întotdeauna să... Absolut. Înainte de a face o invitație, înainte de a face... Vedem și noi un CV, vedem ce și cum, vedem ce acțiuni. Să fii serios, tu dacă te duci să faci cu cineva o afacere, să faci ceva... Înainte nu te interesează persoana respectivă, cum te duci așa, le iei la ghici sau cum? Da, și am rămas... Sau le iei pe ăla care țipă mai tare, cum? Nu, dar vezi tu, este vorba exact de ce am spus un pic mai devreme... Vine, este vorba de respectul. Și rezultatul muncii care... E normal. Este rezultatul muncii noastre care până la urmă noi chiar ne-am implicat în această muncă. Păi nu că dacă nu te implicai, nu era. Absolut. Nu ne-am implicat că cineva ne-a obligat nu, și până frate, urmă ne-am asumat, o necesitate să venim în sprijinul comunității de rând. Lucru pe care l-am făcut, stimați telespectatori. Vreau să vă spun că, indiferent de situația noastră, să spun eu, chiar și de sănătate, situația noastră de acasă familială. Indiferent ce, noi facem imposibilul pentru a fi alături de dumneavoastră. Și vă rog să mă credeți că chiar facem imposibilul să fim alături de dumneavoastră. De ce? Fiindcă acel respect pe care dumneavoastră ni l-ați dăruit din toată inima, într-un fel ne obligă. Sau altul, pentru noi, exact cum spune Virai, ne obligă și pentru noi să știți că este o greutate care ne apasă și trebuie să o ținem. Fiindcă dacă ne-am lăsat, atunci am dovedit că nu putem face față unui lucru pe care dumneavoastră ni l-ați dat și foarte important acest respect. Și din cauza aceasta să știți că indiferent de oră, de vreme, de anotimp, de tot ce vreți dumneavoastră, ușa noastră vă stă deschisă indiferent de ce probleme aveți pentru a ni le aduce la cunoștință și a veni în ajutorul dumneavoastră. Fiindcă este un lucru cunoscut dintre noi și mie de multe ori îmi face chiar plăcere să spun, a fi om e lucru mare. Și lucrul acesta, să știți că noi ne l-am dobândit de-a lungul celor 3 ani de când am încercat să ne implicăm pentru țiganii noștri și, cum am mai spus-o, nu numai pentru țiganii noștri, stimați telespectatori, fiindcă așa e viața. Cineva până la urmă ne iubește acolo sus și... Nu, dar și de cineva trebuie să aibă grijă de ei. Absolut. Și noi, de asta vreau să spun, iar noi de aici trebuie să încercăm să facem ceva. Fiindcă, de multe ori, Virai are o vorbă, chiar dacă poate e de acord să o spun sau nu, ați văzut că el își spune până la urmă viața așa pe tavă și nici pentru mine, nici pentru el, nu este o rușine să spunem că de multe ori n-am avut acea pâine pe masă. Păi stai, dacă nu o spun am avut-o sau cum? Păi, eu asta nu înțeleg. Asta, vezi? Asta o spunem, că noi nu ne e rușine cu ce am fost. Așa au fost condițiile. Așa au fost condițiile. Ne-am păstrat demnitatea, ne-am păstrat onoarea și ne-am păstrat respectul cuvenit față de dumneavoastră. Și iată, că în momentul de față, având această posibilitate să venim în ajutorul dumneavoastră și a deschide ușile oficialităților, este normal ca într-o țară democrată să se întâmple acest lucru. Că până la urmă, unele oficialități și ale noastre, ale Giurgiu Vene, ale Giurgiu Venilor, când țiganul nostru, unul dintre 1000, încerca să pună o întrebare, de ce, cum, îi spunea, ieși afară, nesimțitule. Ei, iată că acum nu se mai poate, fiindcă până la urmă am dovedit într-un fel sau altul că avem și noi demnitatea noastră. Și avem și există forma legală. Deja, uite, există grup la nivel, la grup de lucru nivel, în primărie. Da. Există acest, dar la fel, tot cum se numește asta. Unde? Al nostru? Da. Grupul de inițiativă? Grupul de inițiativă. Adică sunt lucruri, fenomene pe care poți să-l pui mâna. Bă, absolut. Uite, nu mai sunt... Mă duc și eu așa din partea lui... Nu știu cui. Vedeți, stimați telespectatori, mulți poate ne consideră că suntem noi plini de noi cum... Ni se mai spune și nouă lucrurile acestea, dar sincer... Cum ți-am spus, tot aia spun. Tot aia spun. Tot aia spun. Cum spune Virai. Dar ne-am obișnuit. Eu pe cuvântul meu, te rog să mă crezi că eu i-am băgat pe ăștia pe toți undeva. Undeva, i-am închis undeva. Și nimeni nu mi-a băgat în seamă.
Așa am să fac și eu, da. Cuvântul meu, dar nu-i bagă în seamă, pentru că sunt în primul rând aceleași persoane. Și el, dacă nu tă din gură, nu poate să trăiască. Efectiv, prin aia așa se oxigenează. Și eu ce am cu tine, mă? Eu am să te las să nu mai ai oxigen. Da. Că nerăspunzându-ți, tu nu vei mai avea oxigen. E corect. Îi mai dai tu un pic, îi mai dă ăla și ușor, dacă mai, nu-i mai dai nici tu, nu-i mai dai nici... Să-l las ca prostul până turbează, cum turbează câinele în lanț. Să învârțe, să învârțe, să strânge de gât. Nu fel așa, ai dreptat. Și lucrul acesta chiar îl vom face, fiindcă este normal. Și iată, stimați telespectatori, că ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Pot spune eu ultima din această lună, fiindcă de luna următoare deja vom fi în febra sărbătorilor de iarnă și, cum a spus bunul meu prieten, este și luna surprizelor, iar noi vom veni cu surprize deosebite pentru dumneavoastră. Ne pare într-un fel rău, fiindcă anul acesta, într-un fel sau altul pot spune, cu ceea ce v-am obișnuit noi pe data de 18 decembrie, ziua minorităților, deoarece unele sedii unde se puteau desfășura astfel de evenimente cu persoane mult mai multe decât într-o încăpere mică, trebuie să îndeplinească niște condiții de securitate, s-au amânat, însă noi pe data de 18 nu vom amâna această sărbătoare, pot spune eu, într-un fel sau altul, sărbătoarea minorităților, și vom face în așa fel, într-un loc, undeva unde să găsim, să avem un număr de marcăm. Da? Și ziua. Să marcăm până la această zi, fiindcă nu vom lăsa așa să treacă fără ca noi să o marcăm, cu toate că pentru noi a devenit un event și în fiecare an, pe 18 decembrie, vom învăța la Casa Armatei. Și suntem la finalul emisiunii și, Nicoleta, te rog să adresezi ceva bunilor noștri telespectatori și chiar oamenii tăi din zona. Poți să-i transmiți ce vrei tu, chiar și mamei tale, adică soacrei mele, că să știi că de data asta chiar nu mă supăr, că spui și o ție. Ce să spun? O seară bună le doresc tuturor. Un la mulți ani călduros tuturor celor ce poartă numele de Andrei, Andreea. Și sănătate, că e mai bună decât toate. Păi exact așa este și tema emisiunii noastre. Dacă ai sănătate, ai tot ce vrei. Și numai bine. Arun. Păi, ce să zic, am fost la prima emisiune și am fost puțin timid. Păi încă vedem. Dar poate aș fi avut ceva de spus, dar n-am avut curaj, am fost timid. Stai liniștit. Nu va fi prima sau ultima ta emisiune? Știi ce înseamnă să ai emoții? Înseamnă să fii om. Dacă nu ai emoții și nu ți-e frică, nu ai teamă, sunt unii, spune, mie nu mi-e frică, ăla e nebun. Ăla e un nebun, da. E nebun, da, știu. Și dacă nu ai emoții, trăiești, simți, e normal. Cine nu are emoții, cine nu... Cel care spune că nu e frică, ăla e nebun, nu e zdravân. Da, așa se spune. Și atunci, despre ce vorbim? Mie e normal să ai emoții. Vrei mai multe lucruri să le spui, vii la următoarea emisiune. Da, nicio problemă. Da, ușor, ușor, da. Vei trece peste ele. Omul e normal. Din ceea ce... Hai, vreau să urez multă sănătate. Fericire celor care ne-au urmărit și celor care nu ne-au urmărit. Un mâine să nu facă să nu vină la sărbătoarea toți țiganii. Sărbătorim cu toți împreună ziua României, este și țara noastră și nu trebuie să uitați lucrul acesta. Nu trebuie să vă mai... să vă fie frică, să vă fie rușine, cum să stau acolo, să... Nu, e țara noastră și trăim în ea. Și noi suntem români. Așa. Și gândiți-vă la asta, luptați, să arătați că facem parte din această țară. Țineți aproape. Și trebuie să ne formăm în așa fel ca să putem reuși. Reuși să ieșim din din cuvântul ăsta țigan. Nu, tata, nu. Țigan sub cuptor, nu puțin, sub jignitoare, niciodată. Asta va țigană, da, dacă nu spui cu un ton urât, păi nu, un ton urât, atunci noi trebuie să indiferent, ba chiar dacă ție spune cineva țiganule urât, știi, dar tu îl vezi pe ăla că e mai jegos, mai proș, mai n-ar trebui să te deranjeze. Păi nu mă deranjează, dar când este spus pe un ton urât, lasă-l să spună, tu demonstrează-i că tu ești mai deștept decât el. Nu m-am luat cu nimeni, n-am avut reacții adverse la... Prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, că ești mai deștept decât el. Păi, și deja sunt printre noi țigani care
Nu sunt, sunt foarte mult chiar. Tocmai asta. Ia uite, Vilai, vă scuzați repede că sunt pe final până ajung la mine. Un telespectator ce îl spun. Merg la defilare dacă dă ceafă de porc și garvoi. Da, după, vii de Crăciun. De Crăciun, în mod sigur, da. Vilai. În primul rând, la mulți ani, România. Și în al doilea rând vreau să telespectatorilor noștri fideli, cei care ne urmăresc aproape emisiune de emisiune, să știe că suntem, ținem aproape și suntem lângă ei. Exact cum a spus bunul meu prieten Virai, tot la fel vă spun și eu, stimați telespectatori, un călduros la mulți ani pentru cei care serbează astăzi ziua onomastică de Sfântul Andrei, la mulți ani România pentru mâine, la mulți ani români din toate țările, oriunde ați fi, indiferent ce servați-vă țara cu ocazia zilei de 1 decembrie, fiindcă indiferent unde sunteți români, absolut. Și eu nu pot decât să vă mulțumesc, stimați telespectatori, că sunteți alături din nou de această emisiune și ne urmăriți cu drag. Iar eu nu pot să vă doresc decât tot ce e bun pe lumea asta și vorba cea mai bună, dacă ai sănătate, atunci ai tot ce vrei și, în mod sigur, crediți-mă că așa, așa este. Mai greu. Acum am văzut-o și eu și am realizat-o. Nu înțelegea ea. Pe pelea mea, că nu înțelegeam, că vă spui și eu vouă. Și deci până, mai important lucru. Da, și până la ediția viitoare nu pot să vă doresc decât tot binele din lume și să vă spun încă o dată, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu marirea, taitele de tu meu, del Budbach. La revedere și tot binele din lume.